Continui filmarea, cea din filmul trecut, unde am descoperit că trebuie extins un cuib. Suntem pe 1 mai și trebuie acest cuib extins în așa fel încât să aibă spațiu suficient de lucru. Încă n-am aruncat o privire peste tot cuibul. Teoretic, o parte din rame cu puiet ar veni mutate sus, în cat. Asta este o organizare standard, o fac, fiindcă mai am 10 zile până la formarea roilor. Dar aceste regine B24X au această capacitate mare de dezvoltare. Bun, am așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O să-i mut, nu știu, vreo 3 rame, 3 sau 4 rame îi mut sus. Mă uit să nu fie mat ca pe aici. O să mă întrebați care-i treaba cu aceste regine. De ce le-am dat acest nume? Ca să le pot ține evidența. Ca să le pot ține evidența de ce au primit nume. Am băgat polenul pe mijloc. Deci am urcat 3 rame cu puiet sus. Și am să urc și pe a patra ramă, mut în cat. N-au treabă cu roirea, dar se blochează. Bun. Așa. Am mutat sus. Acum, aici avem așa, ramă cu puiet. Și aceasta e ramă cu puiet. Teoretic ar trebui să fie 4 jos, 4 sus, adică cu puiet. Iar intercalate va primi 2 rame goale jos. Iată ce puiet are. Trebuia să fie plin de boci. Acum, dacă era o alt tip de matcă, nu aceasta, fiind așa blocat, deja avea boci.
larve. Larve, ouă. Totul arată bine. Singurul lucru e să văd dacă nu cumva o aci pe ultima ramă. Dar după greutate, nu, e plină cu miere. Bun. Acum aici am 6 rame, o să fie 8. Sus am 6, o să fie 8. Deci îmi trebuie 4 rame goale. Se aduc, nu sunt departe cu ramele. Jos o să fie 7. N-are nimic. N-are nimic. Îi dăm loc la mătcuță. Am să introduc atâtea rame dacă, adică el e pe 16 rame extins acum și n-aveam cum să-i dau atâtea rame fără cat. Așa. A, asta e o ramă defectă. Am priceput. Încă o ramă goală. Rama goală, rama cu mâncare. Rama cu mâncare, aici vine o diafragmă. Așa. Și îi dau rama defectă. Mă voi ocupa eu cândva și de ele. Așa. Și treaba până aici e gata. Deci aici este jumătate de cuib. Îi adaug un pic de formic. Și acum e timpul să așez catul cu cele 4 rame.
să văd ce rame am aici. Mai am ceva miere veche. Eu o las. N-am ce să-i fac deocamdată. Aici o ramă cu miere veche. Ramele cu puiet. Văd dacă se vede. Da. Deci ramele cu puiet sus. Acum vin, mai am ceva miere veche și aici. Aici, la următoarea lucrare, peste 10 zile, trebuie să vin în ambele cuiburi, adică și sus și jos, și să pun câte o foaie. Sunt foarte bune constructoare. Aceste regine construiesc foarte, foarte bine. Așa. Iată dintr-o dată ce de spațiu i-am creat acestei măci. Ce de loc de dezvoltare el acum, ca să nu suferă de frig, în niciun caz. Mai e și aici un pic de miere. Bun, ramă goală. Bună de oat. Matca o să ouă, are o capacitate impresionantă de a depune ouă. Pun această ramă. Și diafragmă. Deci cuibul este pe verticală. Albina va lucra pe centru aici. Pot să-i pun fără nicio problemă tratamentul cu formic. Bun. Acoperim și asta este. Superb cuib. Superb, superb. Deci am două regine de 24x. Deocamdată sunt doar două. Acum am pus la crescut boci din acestea două. Sunt foarte importante aceste regine. Așa. Cam atât, iată cum am organizat cuibul pentru a avea și el loc pentru a se dezvolta. Bun. Mergem mai departe. Eu am de lucru tot această expandare spectaculoasă a coloniilor. Doar după o săptămână
fac acest lucru, după care, bineînțeles, voi organiza nucleele de împerechiere, dar mai durează până atunci. Azi suntem întâi, undeva pe data de 7-8 ar merge treaba asta făcută, dar mai sunt lucrări de făcut până atunci. Bun, până la următorul film, numai bine!